ascultători entuziaști și dornici să demonstreze că nu sunt străini de sport. Așa s-au prezentat în sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal, cei aproximativ 20 de tineri cu vârste între 8 și 14 ani, proveniți de la trei case de tip familial aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Multipla campioană națională în proba de lungime, atleta Viorica Țigău a intrat deja în rândul antrenorilor, încercând să descopere talente acolo unde majoritatea nici măcar nu se gândesc. Am întâlnit mulți copii de la case de copii în lumea sportului și în toate ramurile sportive, haltere, lupte, chiar și atletism, unde au devenit mari campioni, medaliați la mondiale, olimpiadă, participanți la Jocurile Olimpice și chiar se poate. În urma unui parteneriat încheiat între CSM și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, cei 20 de copii au fost timp de o oră în centrul atenției, fiind stimulați să arate ce pot la probele de viteză sau săritura în lungime de pe loc. Toți participanții au fost trecuți într-un tabel alături de vârste, regăsindu-se și rezultatele obținute la cele două probe. Ne-am gândit la această colaborare cu copiii, în special pentru că știm că n-au așa oportunități și ne-am gândit că poate le dăm o șansă în viață, că sportul formează oameni, caractere, chiar și eu mă bucur că am mers pe drumul ăsta și chiar m-a format ca om, iar acei copii sunt mulți, azi în urma unor probe de control, sunt unii foarte buni, care chiar cred că vor ieși mari campioni. Sportiva și antrenoarea Clubului Sportiv Municipal a mărturisit că astfel de acțiuni vor continua în sala de atletism și că cei mai buni dintre copii vor participa la un concurs adevărat în capitală, acolo unde vor avea posibilitatea să cunoască alți copii și să încerce să obțină rezultate care să-i facă mândri pe colegi și pe cei care au grijă de ei. În sensul ăsta chiar ne-am gândit de a antrena în continuare și a merge cu ei la competiții. Chiar la afară sunt competiții de anvergură la vârsta lor de 10, 11, 12 ani, în care sunt mulți dintre ei care deja poți să participe. De obicei face o selecție, mai durează cam un anișor să treacă așa, să poată să învețe celelalte probe, că totuși atletismul nu înseamnă doar să alergăm, să obosim, sunt vreo 32 de probe atletice. Spre surprinderea mea, sunt unii foarte buni și vom merge la competiții la vară.